Dragi telespectatori, bine v-am regăsit la Ferestre către Suflet, o emisiune de suflet și pentru suflet, realizată pentru noastră de TLM în colaborare cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Pentru ediția de astăzi am ales să ieșim din decorul nostru obișnuit, după cum lesne se poate observa, încercând totodată să punem în practică și expresia creștină, cine vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească. Drept pentru care ne întrebăm, avem noi credință? Putem noi să ne mântuim? Bineînțeles că nu ne este nouă dat a ști, nu încă, dacă ne vom mântui, acesta fiind atributul lui Dumnezeu. Însă datori suntem să ne cercetăm pe noi înșine, să ne punem întrebările corecte pentru a încerca să aflăm răspunsurile adevărate. De aceea se cuvin niște interogații. Câtă credință avem noi? Avem credință măcar cât un fir de ață, ca să nu îndrăznim să spunem cât un bob de muștar, să credem că putem muta munții? Sigur, așa cum spunea într-una din edițiile anterioare la noi aici la Ferestre către Suflet, părintele Radu Preda de la parohia Buna Vestire din München, din Germania, nu avem credințometru ca să putem să măsurăm nivelul de credință, însă în adâncul sufletului nostru, fiecare dintre noi conștientizăm, da, acesta este cuvântul corect, conștientizăm credința pe care noi o avem. Și pentru a fi într-adevăr pe cale, cum se spune, pe calea cea dreaptă, e bine să ne cercetăm, să facem pașii corecți și să ne deschidem sufletul către un duhovnic. Așa am ajuns noi astăzi la parohia Sfânta Vineri pentru a vorbi despre credință cu părintele Costel Olariu. Ce este credința? Ce înseamnă să crezi cu adevărat în Dumnezeu? Ce înseamnă expresia din Sfânta Scriptură? Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Acestea sunt doar o seamă de întrebări cu care am venit astăzi la Pașcani pentru a vorbi cu părintele Costel Olariu. Doamne ajută, părinte, bine ați venit la noi în emisiune. Bine v-am găsit. Părinte, vă propun pentru început să începem, așa dacă îmi dați voie, ca la o cateheză și să vă întreb ce este credința? Ce înseamnă să crezi? A vorbi despre credință este un lucru îndrăzneț. Credința se trăiește. Credința nu se vorbește, cu toate că Sfinții Apostoli spun și Sfinții Evangheliști, credința este din auzite. Dar ea trebuie trăită. Și trebuie să mai știm un lucru, pentru că este absolut necesar pentru viața noastră. În gena omenească este și gena credinței. Nu este gena inteligenței, nu este gena muncii, că nu se muncește, dar gena credinței este. Și un mare istoric spune așa: veți întâlni popoare care nu cunosc valoarea banilor, care nu cunosc efectul focului, că nu cunosc multe, dar în schimb au credință. Deci credința este un dat de la Dumnezeu. Încă de la naștere, omul se naște cu această genă a credinței. Și gena credinței poate să fie dezvoltată sau poate să fie îngropată. Credință are fiecare om. Cu credință se naște fiecare om. Dar trebuie să căutăm credințele adevărate. Credința care este plină, credința care este adevărată,
Credința care te duce către mântuire. Dacă vreți o frumoasă definiție a credinței, ne-o dă marele apostol al neamurilor, Sfântul Apostol Pavel, care spune către corinteni: ce este credința? Credința este încredințarea celor nădăjduite și adeverirea celor nevăzute. Cine poate și are mintea ascuțită, limpede și însoțită de cumințenia credinței, poate să înțeleagă foarte bine. Revenind la ceea ce spuneați mai înainte, cum explicăm noi: cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Toți suntem puțin credincioși. O, puțin credinciosule, de ai credință în tine, crezi că poți să faci acesta? Orice minune pe care Mântuitorul Hristos a săvârșit-o a fost însoțită de această întrebare: cred că pot să fac eu aceasta? Da, Doamne, ajută-ne credinței mele. Și aici pleacă de la minunea aceea pe care un părinte foarte zbuciumat, numai un părinte care are un copil cu probleme, poate să înțeleagă Evanghelia despre care ne vorbește Mântuitorul și despre care frăția ta ai spus-o, care a dus pe fiul său la ucenici, nu l-a dus direct la profesor, ci l-a dus la niște asistenți, știind că ei sunt asistenții unui mare chirurg, unui mare izgonitor de demoni. Nu știa că este Dumnezeu, dar mai târziu a aflat. Este un învățător. Și l-a dus pe fiul să izgonească duhul din el. Și a zis: Doamne, am dus pe fiul meu la ucenicii tăi și n-au putut. Dacă poți, fă ceva. Dacă poți, atenție, fă ceva și izgonește duhul. Și Domnul ce răspunde? Dacă poți, vedeți, o interpretare dubitivă. Dacă poți, fă ceva, Doamne. Dacă poți, să crezi. Că toate sunt cu putință celui ce crede. Și ce a zis tatăl copilului? Un cuvânt extraordinar, care pentru noi este deschiderea drumului spre împărăția lui Dumnezeu. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Ei, și ucenicii, ce-au făcut mai târziu? L-au întrebat: Doamne, dar noi de ce n-am putut izgoni demonul? Și Domnul le-a răspuns foarte frumos, pedagogic: Doamne, câte pedagogie este în cuvântul Domnului pentru necredința voastră. Și când au văzut că ei s-au întristat, Domnul a schimbat tonul și le-a zis: dar trebuie să mai știți ceva, că acest neam de diavol nu se poate scoate decât mai cu post și cu rugăciune. Iată temelia credinței. Credința este bună. Ce este credința? Ce este credința? Toți spun. Nu veți găsi om care să nu creadă. Toți cred. Absolut toți. Crezi în ceva? Da, eu cred. În ce? În lună. Tu ce crezi? În stele. Tu ce crezi? În dragoste. Tu ce crezi? În bani. Tu ce crezi? În cutare. Tu ce crezi? În cutare. Credința este. Dar care este credința cea adevărată? Și acest părinte de copil intră în inima noastră și ne spune: cred, Doamne, ajută necredinței mele. Prin aceasta, pe noi, pe toți, ne atrage de partea Lui. Toți avem credință, dar în smerenia mea, Doamne, eu cred.
Da, ajută necredinței mele. Eu sunt și necredincios. Știu, recunosc asta. Smerește. Atunci când cădem, căci mai cădem, se întâmplă. Sigur. Cum facem să ne ridicăm? Vedeți? E o problemă. De căzut, cădem de unul singur. Ei, de ridicat nu ne putem ridica. Haideți să ne imaginăm o groapă. Am mers fluierând pe drum în zi de amiază sau în zi de noapte, sau în timp de noapte, și că sunt într-o groapă. Căci e o cădere, e o groapă. E o cădere. Lor cădere spirituală, dar și cădere așa de tot, în mintea noastră, așa de toate, în acțiunea noastră, toate zilele. Am căzut într-o groapă și mai înaltă decât noi. Ce facem? N-ajung nici cu mâinile, n-am nici funie, n-am nici scară, n-am nici scaun, n-am nimic. Cum mă ridic? Nu ne putem ridica de unul singur, frate. De căzut cădem de unul singur. De ridicat nu ne putem ridica de unul, decât numai și numai cu ajutorul altcuiva. Și aceasta o facem cu ajutorul lui Dumnezeu. Părinte, în caruselul acesta al grijilor pe care noi uneori ne exagerăm, pe bună dreptate sau mai puțin, mai avem puterea aceasta sau, cum se spune acum, feeling-ul acesta de a simți prezența Sfinților lui Dumnezeu în viața noastră? El cred că undeva în potență există. Trebuie descoperit. Cred că sunt momente în viața fiecăruia și momente în viața unui popor sau a lumii, cum este acum această pandemie, care ne determină într-un fel să ne oprim un pic din mersul grăbit, să vedem ce se întâmplă în jur sau cu noi. Este un text foarte frumos în Psalmul 45:10, care zice așa: opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Domnul. Fiecare avem elevul grijă de lui, studentul ale lui, tânărul preocupările sale, cel căsătorit grijă de familie, cu servicii și așa mai departe. Dar tocmai de aceea suntem chemați ca zilnic, câteva clipe, să ne gândim și la ceea ce nu se vede din noi, la dimensiunea spirituală. Noi, cel puțin în limbajul aproape curent, zicem că cel mai important în om este sufletul. Dar cel mai neglijat element din viața noastră este tocmai sufletul. Și atunci, o sărbătoare precum cea a Sfintei, o încercare precum această pandemie, încercări, să spunem, în viața personală, cum spunea Părintele Dumitru Steniloae, ne pot face să descoperim că viața are un alt scop sau și un alt scop, că poate uneori alegarea noastră nu este numai decât în direcția cea mai bună, că poate ne consumăm prea multă energie cu lucruri prea mărunte, minore, și că poate ne scapă ceea ce este esențial. Ca preot de parohie, cunosc multe exemple și ca mine sunt și alți colegi care, întâlnind credincioși, ne afirmă, ne spun că uneori au descoperit prea târziu credința sau pe Dumnezeu. O profesoară de limba română, ieșită la pensie, regretă acest fapt și mi-a și spus: încearcă să recupereze acum ceea ce n-a știut când era tânără. Adică încercările, cum spuneam, întâlnirea cu Sfinții, eu știu, poate o rugăciune și alte momente din viața noastră, când Dumnezeu nu se descoperă numai decât în suferințe, se poate descoperi și în bucurii, dar din păcate, când avem o reușită, o punem pe seama noastră. Îl descoperim pe Dumnezeu sau nevoia Dumnezeu când ne vedem limita sau neputința noastră, atunci aproape involuntar ridicăm ochii la Cel Atotputernic. Și e bine totuși să fim un picuț mai atenți și mai preocupați de esență. Că ne mișcăm într-o lume în mișcare, superficiali, lumea superficială, și atunci ne ia prea ușor valul. Am auzit tineri spunând că se plictisesc. Eu nu știu, mărturisesc că nu știu ce înseamnă să te plictisești, nu mi-aduc aminte să mă fi plictisit vreodată. Este vreo șansă la Scoriaș să te plictisești?
Da, există, există. Poate am și întâlnit persoana câteva persoane, până le-am întâlnit și le-am spus exact cam ce ar avea de făcut, adică, uite, îți propun 15 proiecte la care te poți implica sau în care te poți implica. Există riscul de, pentru că de multe ori s-a văzut și în perioada de pandemie. Foarte puțin contează ce se întâmplă în jur, pentru că multe persoane spuneau și eu spuneam lucrul acesta. Nu citesc pentru că n-am timp, vedeți, sunt toată ziua la evenimente, sunt toată ziua la activități. A venit o perioadă de aproape 7-8 luni în care nu s-a făcut absolut nimic pe planul acesta fizic, am avut timp liber, nici atunci, nici așa nu am citit. Adică și mi-am dat seama că problema este la mine. Și persoane care se plictisesc de multe ori, trebuie să vadă ce problemă există în interiorul lor, de ce se plictisesc, pentru că motivul nu ar fi. De asemenea, la asociație, un lucru foarte important este că mulți își găsesc duhovnici aici, duhovnici care vorbesc cu tinere, care pot să-i ajute, pentru că este și o componentă duhovnicească, această plictiseală, acest demon al achediei sau demonul după amiezii, cum se mai numește el în filocalie sau în pateric, cel care îl face pe om să se moleșească, să nu aibă dispoziție pentru absolut nimic, oricât de atractiv ar fi. Și de aici, urmând, vine, să spunem, dispoziția și cheful pentru păcate. Nu este pentru activități dispoziție, dar va fi pentru păcate și pentru alte multe lucruri rele. Astfel încât, da, există riscul ca cineva să se plictisească, dar dacă este sincer și onest și rezolvă anumite probleme personale, își va da seama că nu ajunge timpul să facem câte se pot face, cât bine se poate face în lume. Perioada aceasta de 10 ani și perioada care a urmat și perioada cu care colaborez cu doamna președintă, consider că este cel mai frumos lucru care se poate face. Pentru că acum, dacă mă adresez tuturor celor care ne privesc, știm foarte bine că poate nu ne bucurăm atât atunci când primim un dar, cum ne bucurăm atunci când facem un dar și când vedem bucuria celui care primește darul respectiv. Este o bucurie care nu se poate descrie în cuvinte. Și care se revarsă apoi. Care se revarsă și asupra dăruind vei dobândi. Așa cum spunea Nicolae Steinhardt, categoric așa se întâmplă. E o mare bucurie. Simți atunci, parcă simți că crește și stima de sine. Ești tare mulțumit. Dacă poți să faci un bine, un bine pe care de foarte multă lume se gândește. Poate Angela Olaru sau doamnele au făcut bine sau fac bine, că au și de unde. Eu consider ca om, vorbesc în numele meu de data aceasta, că un bine, apropo de pilda cu cei 10 bănuți ai văduvei, un bine îl putem face nu numai atunci când dispunem noi ca persoane de ceva, de mai mulți bani, de o bunăstare. Un bine înseamnă și o privire adresată unui om care are nevoie să fie văzut la un necaz. Un bine înseamnă și o vorbă frumoasă spusă unui om care are nevoie de acest lucru. Un bine înseamnă și un sfat bun dacă ești în stare să-l dai și dacă ți se solicită acest sfat. Un bine îmbracă mai multe fațete. Esențialul este să avem deschiderea întotdeauna să facem acest bine, să lăsăm totul la o parte și să facem binele, pentru că atunci vom uita chiar și de propriile noastre necazuri. Spunea cineva foarte frumos că sfârșitul unui rău nu este determinat decât de începutul unui bine. Categoric. Categoric. Doamna Daniela, unde vă desfășurați în prezent activitatea și care este scopul societății în zilele noastre? Activitatea se desfășoară la sediul nostru, pe strada Lascăr Catargii numărul 33 din Iași, și vin cu o mică completare la ceea ce a spus doamna Angela Olaru, mama noastră a tuturor doamnelor de la societate și nu numai. Fac o imagine de la cuvintele, din ceea ce a spus Mitropolitul Pimen Georgescu, fericită Moldova cu asemenea femei în 1910 la înființare, când tot atunci o mână de femei au făcut lucruri foarte mari implicându-se în viața grea de atunci, dar se referea și la femeia aceasta anonimă, la mama care era
și mamă și tată, îngrijea de casă, de educația copiilor, așteptând, se ruga așteptând soțul, tatăl, fiul de pe front. Și atunci această mână de femei și în Moldova, la noi și începând cu principesa Olga Sturza, au dorit o implicare la un alt nivel. S-au implicat pe front, s-au implicat în grădinițe, în școli, au făcut filantropie, au făcut activitate caritabilă. Că vedeți dumneavoastră, și astăzi femeia are aceleași provocări, dacă nu și mai mari, într-o societate secularizată, într-o lume fără modele. E nevoie de implicarea femeilor, de a face cunoscut, cunoscute adevăratele valori creștine, ortodoxe, morale, a se implica în educația tinerelor, a copiilor. Lumea e debusolată. Uitați-vă și astăzi ce se întâmplă. Nu mai zâmbim, nu ne mai îmbrățișăm, nici vorbă. Eu la societate am găsit, unde n-am găsit în viața mea, în puține locuri, în multe locuri, în primul rând, unirea spre faptă bună. Pentru că dacă ai 5 lei, nu prea poți să faci nimic cu ei. Dar dacă 100 de oameni, în cazul nostru, 100 de doamne, domnișoare, pun câte 5 lei, deja e altceva. Pentru că, în primul rând, noi facem pentru noi. Acolo unde e gând bun, faptă bună, credință tare, nu există să nu iasă ceva să te mulțumească, în primul rând, pe tine sufletește, că, de fapt, în primul și în primul rând, scopul e să facem ceva pentru noi, să scriem ceva în cartea vieții. Ăsta e adevărul. Nu, mulți spun că o floare nu faci primăvară. Ba da, dai un exemplu și, în primul rând, tu pleci de acolo de unde dai cu sufletul mult mai ușor. Și ești un exemplu pentru casa ta, pentru colegii tăi, pentru societate și poți deveni oricând un model acum în această perioadă a lipsei de modele. Societatea asta face. Că vine cu activități filantropice, că facem acele seri duhovnicești în care nu numai doamnele, toată lumea e prezentă într-o perioadă normală. Nu vorbim acum în perioada asta tulbure. Omul e frământat de întrebări, de tot felul de probleme care nu au în putința lor rezolvare. Și atunci noi venim cu aceste soluții. Avem tot în cadrul societății conferințele doamnei Angela despre elogiu satului tradițional românesc. Anul trecut, în 2019, doamna Angela a făcut câte o conferință în fiecare lună cu prezența publicului larg și au fost momente de mare valoare. Excludem faptul că doamna este aici. Pot să vă spun că eu personal am învățat foarte multe lucruri, așa cum v-am spus, să milităm pentru reîntoarcerea la rădăcinile curate ale acestui neam. Vedeți, acum nu se mai vorbește de patriotism, e o noțiune expirată, e cu totul altceva în societatea asta. Nu. Nu, dacă nu o să subiecte tabu așa. Da, dacă noi nu o să ne întoarcem la adevăratele valori și la identitatea neamului nostru și la rădăcinile noastre, o să ne pierdem ca neam. Și atunci toate aceste doamne din societate, care eu le-am găsit în societate, membre fondatoare, membre care au venit cu drag, vă spun, la noi nimeni nu e remunerat. Venim cu sufletul. Și așa cum spunea doamna Angela, nu e nevoie de bani, numai de bani. Ne adunăm, sprijinim, au mers doamnele noastre la căminele de bătrâni să stea de vorbă cu bătrânii de acolo. Să nu se mai simtă însingurați. A făcut mai mult ca orice. Ne-am străduit, le-am dus și câte ceva, dar comunicarea, socializarea cu ei, care le lipsea atât de mult, a fost mai importantă ca orice și este mai importantă. Chiar zilele trecute noi am avut o conferință cu părintele Nicodim în care despre asta am vorbit, despre ceea ce acum, în vremurile noastre, despre singurătate și frică de moarte. O să ajungem să discutăm și despre această conferință. Apropo de ce spuneați dumneavoastră,
Vroiam să vă întreb, doamna Angela, cum e, eu când mă gândesc la societatea ortodoxă a femeilor române, mă gândesc în primul rând la socializare, la întâlniri. Categoric. Ori acum nu mai putem vorbi. Da, dar este, vedeți, deși acum nu ne mai putem întâlni ca altă dată, așa cum spunea și doamna Năclan, să știți că se desfășoară în continuare activități, dar se fac așa cum se cer activitățile la ora actuală. Mai puține persoane, cu grijă să respectăm tot ce ni se cere în momentele acestea atât de dificile și tot acum ajung iarăși la copii, la bătrâni. Nu înseamnă că s-a încuiat ușa la societatea femeilor ortodoxe pe motivul că există acest dușman nevăzut de care trebuie să ne păzim cu toții. Și pe urmă mai avem sigur un sprijin categoric care nu îl putem neglija și telefonul ne este uneori de folos.